Vineri 22 decembrie 2023, mă aflu în localitatea Târșorul Vechi din județul Prahova, în crescătoria președintelui clubului din Târșorul Vechi, afiliat la UCPR. Este vorba despre domnul Flavius Gheorghe, pe care îl salut. Te salut, Flavius, ce faci? Vă salut. Sfârșit de săptămână printre porumbei, nu? La porumbei, da. Aici ne aflăm în compartimentul în care la acest moment am înțeles că tu deții masculii din lotul de zbor, da? Câți ai, Flavius? 35. Toți frumoși? 35, și da. Ai băgat și pui deja, generații? Da, da, și pui și maturi. Am înțeles. Tu zbori vădubie, natural? Vădubie. E primul an care zbori? Al treilea, să zic așa. Și cum s-a părut? Poți să ne dai mai multe detalii, că nu ne supărăm. Am încercat anul acesta vădubia. E prima oară când ai jucat-o serios, așa, nu? Prima oară să joc mai serios, n-am reușit să o duc până la capăt. Da. De ce? N-am mai stat, n-ai mai... N-am mai putut să mai țin femeile în club, să zic așa. Da. Nu mai intrau seara la antrenament, n-am putut să le mai țin. Da. Și le-am dat drumul împreună. Dar cu care dintre secții te-ai înțeles mai bine la zbor? Cum ascult, cu femeile? Sincer, care ți-au venit mai bine? Femeile, nu? Femeile mi-au dovedit că sunt mai... Mai constante? Mai constante, se recuperează mai repede. Mai ambițioase. Cu ele merge și mai mult la echipă sau nu, neapărat? Mare parte, da, femeile le puneam la echipă. Da. Aici câți tinere și câți porumbei maturi pentru la anul? Masculi sunt 9 masculi și restul sunt 9 masculi de 2-3 ani. Bătrân, nu? Cum ar fi, da? Și restul tinere, nu? Tinere. Ai niște compartimente foarte frumoase aici, văd. Mult oxigen, aerisire cum trebuie. Curățenie pe jos, așa ți-ai curat tot timpul? Încercăm, pe cât avem timp. Bravo, îmi place. Pe cât avem timp, le facem. Și boxe, astea în timpul sezonului de concursuri sunt pline, nu? Da. Adică fiecare cu locul lui. Da. Am 35, am ascult 35 de boxe. Da, bravo, frumos. Și pe viitor încearcă rândul de jos să-l închide ca să... Mai puțin. Da. O să ai rezultate din ce în ce mai bune, o să vezi, pentru că ai și un prieten colombofil aici bun, un om cu experiență. Un mare ajutor, da. Domnul Preda Daniel, da. S-a oferit să mă ajute. E mare lucru, să știi. Foarte, să foarte primești niște sfaturi de calitate. Corect. Așa este. Așa e, da. Ai culori preferate la ei? Albaștri și guți, am văzut, nu? Nu. Categorii preferate care sunt, Flavius? Până anul acesta am jucat fond maraton. Am avut porumbei de fond maraton. Da. Și de anul acesta avem și 5-6 perechi de viteză de micul. Și ce o să zbor mai cu predilecție, să zic așa? Fondul maratonul, fond maraton, tot maraton, maraton. Da. Să zbor, dar ne-am luat și de viteză, că la club sunt... Facem echipa, da, să... Da. Planul UCP are 15 etape și de viteză. Care vrem de să le atacăm, da, pe toate. Da. Ruta voastră care? Pe Moldova și Polonia după aia? De aici? Unde jucați? Unde ați jucat, de exemplu? Anul ăsta unde ați jucat? Polonia, nu? Polonia, Prejmi, da. Și viteza de mifon după Moldova noastră, da, nu? Da. Cum a fost? Cum se pare? Un an destul de greu. De ce? Din cauza vremii sau...? Vremii, nu știu, a fost un an destul de greu. Ai pierdut mult, nu? Nu numai la mine. În general, da. Nu știu care ar fi cauza. Noi am ținut să-i ținem sănătos, să-i am antrenat. Bineînțeles. Am făcut tot ce a depins de noi, dar... Da. Diferența asta o face, așa e. O face vremea, o fac condițiile de zbor, de transport. Fiind și primul an în care a zis să abordeze mai serios și într-adevăr chiar a făcut sacrificii și tot ce a depins de el, ca rezultatele să înceapă să apară, acum e încă în faza de selecție. Acum porumbeii sunt destul de bine, să zic așa, selecționați și pe categorii și pe origini și de la crescătorii care joacă foarte bine în campionat și chiar iau cupe la nivel național. Ca să ai rezultate trebuie să ai și porumbeii pe muzică. Așa e. Perechile ți le faci în funcție de categorii de viteză, nu? Deci nu faci un mascul de maraton cu o femeie de viteză, sau nu? Mergi pe linie. Pe linie și... Încercăm să-i compensăm fizic. Să-i compensăm fizic pe cât putem. Văd că porumbei se arată foarte bine la momentul ăsta. Se vede că te-ai ținut de ei cum trebuie, nu? Au năpârnit cum trebuie, eu așa zic, arată bine. Campionatul de anul viitor deja a început. Da, așa e. Bravo ție. Ca și origini, poți să ne zici ceva de porumbei? Te rugăm? De unde ei? Marea majoritate sau? Marea majoritate. De maraton am de la... Vărul meu stă și lângă mine aici la Târșor, băi Daniel. Sunteți veri? Tu da, cu Daniel, da? Da.
Am de la Licuță Cristian. Mhm. Tot aici din zona de la tine. Da, 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 tot. Zboară la noi la club. Mhm. Dar cel mai important lucru, toți au și ușa, mai ia cum îi trag. Da, toți se trag din același... Spui, oai, Daniel, Licuță, Cristian, tot. Adică toți formei sunt de la Nea Maria. Așa. Mai nou, acum așa a adus și de la maestru UCPR, de la Preda Alin și multiplu. A, și de la Alin, da? De la Alin, da. Bravo. Așa anul trecut și anul ăsta mai... Și din Negruța Mică și din Negruța Mare. Din toți campionii. Toți campionii, deja și-a făcut o familie, porumbeii de la Preda Alin o să fie fundamentul principal, da. Și ceilalți vor să vină în compensare. Bineînțeles, exact cum am spus și la început și v-a spus și el, este încă în faza de proiect, de selecție, o să mai dureze un an, doi, până când o să vadă care o să reproducă bine, cu siguranță, care da. O să fie zburătorii buni, din ce familii, ca să poată să tragă o concluzie. Dar important e că la momentul actual porumbeii sunt în grafic, arată bine, sunt năpârliți, bine. Sunt sănătoși, da. Asta contează, exact. Acum trebuie să vină și rezultatele astea. Nu le mai dea drum afară acum, nu? S-a terminat. Nu, nu. Avem și probleme cu răpitoarele, dar da. Nu, cred că e ok. Da, așa e. Da. Mergem și la femele? Da.